registru, să trecem la... Cine e iubire, sau mai bine zis, să revenim la oile noastre. Să definim iubirea. Așa. Știm ce este subiectul, știm ce este predicatul, cunoaștem teoreme conjugând un verb sau altul. Pentru toate definiții scrise în cărțile școlirii, dar cine cunoaște oare definiția iubirii? Nu e scrisă în nicio carte și nu o învățăm la școală. Și atunci de unde cunoaștem când iubim întâia oară? Ca să știm toate acestea, facem numai supoziții, fiindcă nimeni nu cunoaște în iubire definiții. Simțim doar că nu mai suntem tot aceia care am fost. Și orice s-ar spune alții, orice ar spune alții, ar fi numai de prisos. De ne-ar defini iubirea ca fiind un foc ce arde, nu le-am luat vorbele în seamă și le-am ignorat pe toate. Da. Când dăm totul celui lant fără a vrea ceva la schimb, de nimic ne ținem seama nici de sete, nici de fric. Și când simțim că sărutul ne aduce împlinire, am putea crede că sunt definiții de iubire. Când iubirea împlinită ni se vede în ochi toată și avem privirea amară când iubirea e tulburată. Când este mărturisită, parcă ești mai înțelept, iar de noi împărtășită, ești un suflet smuls din pept. Fiindcă nu iubim la fel, fiecare o definește și înțelege așa cum a lui inimă iubește. Aș lăsa spre judecată, poate înspre închiziții, să găsească de-a să poată în iubire definiții. Și să mai citesc un colindă. Colind vechi și nou. Aici nu l-am citit. Bună seara, dragă Moș Crăciun, și sărutul barba argintie, cea aducătoare de minuni în toți anii de copilărie. Când te așteptăm să poposești și în poarta casei de la țară, unde stăm pândind pe la ferești, să se arate un moș cu o sănioară. Într-un timp Crăciun nu mai venea, ci că l-a oprit la frontiere, că ar fi bămuit de saga sa și n-avea permis pentru ședere. Pentru noi era de neînțeles, prea erau motivele ciudate, să-l refuze chiar pe cel ales de Hristos să-i ducă mila în spate. Moșul însă nu s-a dat în dinți. Chiar oprit din drum cu cerbicie, a găsit pe undeva un ins care să ne aducă bucurie. Neavând el viza cea infamă, în înțelepciunea sa docilă, s-a dat jos din sanie în vamă și l-a urcat în ea pe Moș Gerilă. Ce mirean fiind putea intra și-și dădea evlavios silința, străbătând troienele de nea, semănând cu darul dat credința. Ajungea domol în prag de seară, prin troiene în sania de prun și timid ne povestea că iară n-a putut ajunge Moș Crăciun. Dar că iată ne trimite darul dintr-un magazin universal, unde stelele sunt lampadaruri, iar tavane spațiul sideral. Prin cu bunătăți nemai văzute, ambalate în folie de vânt, de un roi de îngeri petăcute, spre a fi trimise pe pământ. Acum iată, moșul cel bătrân însuși a ajuns la noi acasă. Bună seara, dragă Moș Crăciun, sărut barba ta cea albă, deasă. Hai, rămâi la noi măcar un an, ori măcar până s-o topină meții, să-mi te colind prin bărăgan de pe coama cailor tristeții. Pe câmpia asta condamnată la un nesfârșit măcel de miei și prin munții care niciodată n-au primit botez trăind prin ei. De la întâia bobotează a lumii, de acum vreo 2000 de ani, când s-a fost sortit să fim postumii celui sfânt botezător Ioan. Mulțumesc de atunci!